mai mintiți, în challenge-ul trecut, când ne-am ascuns de moștri în dulapuri... Mami, Melissa și Mircea au fost furași de tacterestru. Foarte corect, Matei. Iar cu ajutorul vostru și a mesajelor pe care mi le-ați scris, am identificat planeta pe care au zburat. I-am contactat... Și i-am convins să se întoarcă acasă. Extratereștrii ne-au pus o singură condiție. Să facem un challenge și mai tare. Iar toți s-au întors acasă. Ne-am întors, tefer și nevătămați. Cu excepția Melisei. Extratereștrii au promis că o vor elibera pe Melissa doar dacă vom avea un challenge foarte tare. Dar cât de tare este challenge-ul? Va fi apreciat în baza numărului de like-uri pe care le vom aduna la acest video. Deci haideți să adunăm cât mai multe like-uri ca să reușim să o întoarcem pe Melissa acasă. Iar după cum vedeți, noi am depus tot efortul. Și de data aceasta ne vom ascunde de monștri, nu în dulapuri, ci sub paturi. Dar ca să vă placă și vouă cât mai mult acest challenge, am făcut atâtea paturi cât să încap în această încăpere. Nici nu vă imaginați ce se întâmplă după această ușă. Iar fiecare pat este decorat cu elemente de Crăciun. Chiar dacă aceste elemente conțin și greșeli, ia să vedem cine dintre voi observă cel mai rapid ce greșeală s-a stricurat pe aceste lingerii de pat. Ionuț deja și-a găsit patul sub care așa a dormit. Atunci trebuie să ne găsim și noi paturile noastre. La care să mă duc eu? Cred că aici. E acolo. Așa, unde să mă ascund? Of, pernă asta e prea mică. Aceasta are foc de nea și e prea rece. Ua, ia să văd acolo. Este cineva aici? Dar nu-mi place, e prea aproape de geam. Colțul ăla. Acest pat este prea evident și se vede de la o poștă. Am uitat să vă zic o regulă nouă. Sub fiecare pat se află surprize pentru cel care se ascunde în ele. Dar dacă nu-l va găsi monstrul, dacă monstrul găsește, gata, rămâi fără de ele. Eu cred aici că este cele mai multe surprize. Pentru că sacul este plin. Oh, perna mea preferată. Deci aici mă ascund. Wow, nici nu știam că este atât de bine sub pat. Și moale. Am ghicit. Atunci îmi iau și eu unul cu cadouri. Dar îmi iau piernă lup ca să spierii monștri. Iha! Și cadouri am! Ce-i asta? Blăniță? Wow, ce fain este! Oh, cât spațiu sub patul ăsta! Cum se intră aici? Cum se încape aici? Stai picioare, dragi, se văd. Măcar bine că voi avea ocupație. Eu gata, m-am ascuns și m-am acomodat. A venit monstrul! Unde? Este extraterestru, Matei! Și uite cum o ține pe Melissa! Extraterestru pentru prima dată văd. Papucul meu! A fost al tău, acum este al meu. Ce-i cu tine? Și nu te mai uita așa la mine. Dă papucul!
Iată, acum și celălalt mi-a căzut. Gata, deja sunt papucii mei. Îi voi lua în nava mea spațială. Eu am o propunere de challenge. Dacă tu îi vei găsi pe toți și vei câștiga, atunci vei lua papucii. Dar dacă nu, vor rămâne la mine. De acord? De acord. Dar acum mă încalc eu. E foarte aproape. Oare Dizdar mă va găsi? Stai puțin! Eu vreau să privesc pe geam! Dar eu vreau să câștig challenge-ul! Haide cu challenge-ul tău! Cât se cheamă Melissa cu monstrul ăsta? Melissa, ține-te în mâini! De fapt, el te ține în mâinile lui! Bine am înțeles! Hai să căutăm! Doar măcar lasă-mă jos! Te las doar după ce găsesc pe cineva! Ți-am zis! Ok! Pe cine ai văzut acolo? Pe nimeni, nimic! Dar eu vreau să văd ce-i acolo! Hai în partea cealaltă, că nu este nimic! Ba nu, acum vreau să văd patul ăla de jos! Matei, nu mai ieși! Te va observa extraterestrul! Plimbă-te, plimbă-te! Dar eu voi despacheta această revistă! Sub patul meu am găsit două cutii! Și una va merge la voi și una o despachetez eu! Oare cine a să găsească azi figurina ortărără? Dacă votați pentru mie, vă dau vouă cutia asta. Uite la ei cum cerșesc voturile. Am să dau și eu abonaților două reviste. Două pentru cei care vor vota pentru mine. Și uite ce am găsit în revistă. Ultrararul este Neon Blast. Dacă pui mâna pe el, un om adevărat poate să primească puteri. Nu rămân nici eu în urmă. Două reviste pleacă la cei care îmi scriu pe tati minimi în comentarii. Dar și cel mai interesant, ce am găsit eu. Copiii din orașul Kabul sunt foarte energici, exact ca și voi. Câte activități au! Bine, mai convins! Hai să căutăm în partea aceasta! Uite! Mi se pare că am văzut acolo un picior. Unde? Sub acest pat alb. Ia privește cum se mișcă. Ia uite! Da! Acum ridică-ți așaful. Dar de ce să ridic eu? Ridică tu. Am mâinile ocupate, te țin pe tine. Mai ridică. Bine. Aici? Aici! Hai! M-ai mințit! Tu vezi ceva sub acest pat? Nu văd nimic, doar probabil că s-a mișcat de la curent. Gata! De acum încolo faci ce-ți spun eu! Ați votat pentru mine! Uitați-vă cum vă așteaptă! Dar până atunci, eu voi despacheta cutia mea. În fiecare pachet se află câte un slider și o figurină Super Tinks. Eu am muștar. Și un cal? Interesant. Sunt 12 vehicule moderne și vreau să văd câte voi găsi eu. O periuță de dinți. Wow, ce tăl mari! Aici pune eroi, de aici răi făcătorii. Am auzit ceva în sunet, un foșnet de aici. De acolo? Nu! Din colț, da, și mie mi s-a părut. Atunci, hai acolo să căutăm!
Ok. Am mai mulți eroi. Wow, sunt 6 eroi și răufăcători și 80 de figurine de colecționat. Trebuie să fie neapărat. Atunci verifică. Uite! Nici aici nu-i nimic. Câte 6 mai am? 2? Hai mai departe. Nu știi cum se numește fiecare figurină? Nu-i nimic. În revistă găsești toată informația despre fiecare. Și nu numai. Matei, am găsit rar, unul gri, Dr. Screen. Mircea, și-am găsit rar. Wow, dar oare câte vor găsi abonații noștri? Ia să vedeți cum ajutăm imediat extraterestru. Perfect, mami! Chiar lângă patul meu? Ia văzut! De data aceasta! Chiar cu ochii mei! Acolo jos! Da, și am văzut de acolo! Ce? Melissa a arătat chiar la patul meu! Asta-i mami divină! Cu idei de ei cu mașinuțe! Ba nu, de aici! Nu încerca să mă duci de nas! Era în partea aceea! Gata, revistele mele, cadouri pentru abonați. A plecat? Yes, încă o șansă și gata. Dar oameni nu văd acolo. Oameni nu, dar iată un slider. Avem. Ia de-l mai aproape să-l văd. Uite, îți place? Wow! Da! Și este strălucitor! Am scăpat! A plecat schipatul mami? L-am găsit pe Neon Blast, figurina urtă rară! Ce? Neon Blast? Dar tu știi că dacă pui mâna pe el, te încarcă cu energie ca zoom. S-a oprit chiar lângă mine. Du-te de aici. Uite ce-am văzut aici. Probabil că au rămas din challenge-ul trecut. Nu! Aici trebuie să cotrobăim și chiar acum! Vrei să-ți pierzi ultima șansă pe nimic? Da! Gata-i cu mine! Hai, de la o parte chiar șapul! Poate totuși te răzgândiești! Aici simt că este cineva! Ce? Ai văzut? Nu-i nimeni! Eu toate ambalajele de la figurine le-am pus la patul vecin, unde nu este nimeni. Am găsit o perlă! Se dorm pe ea! Wow! Și săptămânal apare câte un episod nou pe pagina lor de YouTube, Magic Box România! Vai, câte figurine faine am găsit! Și slidere, și mai și... frigider, măr, banană, ceas, televizor, peruță de dinți,
și cașcaval. Acum extraterestrule, eliberează-o pe Melissa. Da, cât mai rapid. Dar eu vreau să mai stau. Îmi place cât e mult acest challenge. Ce? Tu ai promis că mă eliberezi. Și apropo, nava ta spațială, adică OZN-ul tău, va decola în câteva minute. Trebuie să te grăbești. Atunci trebuie să plec neapărat, chiar acum. Și să nu uiți să lași și păpucii aici. Dar nu fi trist, pentru că nu vei pleca cu mâna goală. Uite, ai aici o revistă și o cutie plină cu figurine. Vei juca tu și cu toți prietenii tăi. Vai, cât de bine este să te întorci pe planeta Pământ! Iar challenge-ul nostru continuă să prindă culoare. Avem 6 plicuri cu 6 monștri necunoscuți. Plicul albastru este cu următorul monstru. Care e din loc, nu e albastru? E bărbat sau femeie? E adult sau copil? Iată, genul și vârsta cred că nu o cunoaște nimeni. Și este anonim, adică nu se știe cine se află sub mască. Eu nu știu dacă masca e o mască adevărată sau poate că așa este fața. Tati, dacă până acum mă gândeam la ceva, deja nu mai știu ce este. Ai vreun indiciu? Da, ca și extraterestrul, e legat cu cosmosul. Eu nu mai vreau să zbor în cosmos. Nici eu, deși nu am fost. Haideți, spuneți odată numele monstrului. Următorul ne va căuta pe noi. Amos. Parcă am scăpat de ăștia. Iarăși au revenit. Și iarăși să le îndeplinim sarcinile. Cea mai importantă sarcină este să ne ascundem în așa fel încât să nu fim găsiți. Atunci eu mă voi ascunde într-un loc în care să nu ies prea tare în evidență. Spre exemplu, în colțuri. Aici vreau. Data trecută, extraterestrul tocmai căutat prin colțuri, în afară de al meu. Deci șansa pe aici e cea mai mare să-i fim găsiți. Eu mă voi ascunde aici, în acest pat. Este perfect. Eu voi alege, uite acest pat, pentru că monstru are de parcurs o cale lungă până ajunge aici. Deci am toate șansele să scap în această rundă. Ce e asta? Eu m-am dus la patul verde. Eu și pe acesta. Eu mă voi ascunde în acest pat, cu pisică, pentru că acel Among Us poate fi unul impostor și va încerca să spire această pisică. Și când va vedea că ea stă pe loc, va crede că este mai puternică decât ea. Deci, va pleca de la acest pat. Mătie aici, Ionuț, mami, Melissa, Mircea, unde să mă ascund eu? Deja se apuie ceva. Eu fi acolo și mă zbag. Așa. Wow, am o cutie plină cu cadouri. Și am tot interesant. Ce atâta eu? La mine e important că am și pentru abonați. Ce faine jucării! Roboți! Tati, n-avem nimic. Dar bine că de la mine cereți. Mai cereți și de la mami, de la Melissa. Among Us ateriza pe pământ. Impostorii se ascund sub patul. Și Among Us are doar 5 vieți. Vai, eu deja am și uitat cum se joacă Among Us.
cine sunt impostorii, cine sunt crewmate. De foarte mult timp n-am mai jucat. Da, eu preșcat procurările. Uite, satul arde, dar baba se chiaptănă. Among Us tot timpul poartă aceeași haină. Oare o spală vreodată? Să încep de la capăt. De aici. Câinele stă acolo, bravo, și bun. Mai am încă 4 șanse. E chiar că lângă 4 lui Mircea. Dar de ce de fiecare dată Among Us poartă ghiozdan? Zici că e școlar. Dar robotul meu ascunde ceva. Kid Kazoo. Wow! Este un rău. Eu totuși cred că în acel rucsac se află oxigen, pentru că el este din cosmos și nu poate respira aerul de aici. Voi toți cunoașteți că eu sunt de joc online și jocurile conțin bug-uri. Eu cred că toate jocurile online sunt niște bug-uri mari. Mai bine copiii să joace afară, în aer liber, să sară coarda, cu jucării diferite decât calculatoarele astea. Wow! Cine sunt ăștia, rivalii din orașul Kabun? Tot mai de aceste bug-uri nu voi folosi eu. Mâna mea poate străpunge patul ăsta. Pot căuta în interior, fără să pierd șansele. Aici nimic nu simt. Până Among Us caută, ce-am găsit eu. Kids Kazoo, copiii din Kazoo. Vai, asta este rău făcător. Are... Calmen. Dar am unul și care este erou. Are ochi albi. Aici parcă se aude cineva. Ți-am prins. Iarăși acești monștri încalcă toate regulile. Oare cât este de corect asta? Vrea să bage mâna prin pat? Nu-i corect așa! Nic? Aceștia sunt niște păianjeni! M-am speriat! Credeam că e mâna lui Among Us! Acest pat este gol! Acum am înțeles din ce cauză toată lumea se teme de Among Us. Pentru că are puteri supranaturale. Eu oare în ce poziție să mă pun ca el să nu mă atingă cu mâna aceea? Poate așa? Și el va trece ca și un laser care nu ar trebui să mă atingă. Să vină aici așa ghemuită? Deja 3-4 le-am identificat. Acum vă voi găsi impostorile. Acest set foarte fain conține 2 blastere jeturi care împușcă cu discuri și se unesc la autovehiculul foarte mare. Este o mașină de luptă și se transformă și în avion. Uite acum am fost, dar n-am verificat. Eu m-am ascuns sub cel mai tare pat. Pe mine nu mă găsește niciodată. Nici o șansă să mă găsească. Opa! Minus 1. Ia să văd, ce-i în pachetul ăsta? Wow! Ce bombă! Armă! Dar mai este ceva.
Wow, o figurină! Exclusiv Super Think. Iar acesta seamănă cu el. Ține buzduganul, fulgerul și la luptă. De ce tu te plimbai pe lângă patul meu? Nu ai alte paturi! Uite că te-ți sunt pe aici! Asta este tactica mea și nu ai de ce să te revolți. Dacă adunăm la acest video 10.000 de like-uri, vă expediem și vouă acest set. Important să nu ne prindă. Din câte am numărat, Among Us mai are doar o singură încercare. Oare va găsi pe încă cineva? Iată cum arată copiii din cazun, Picea și Șucul. Iată cum arată Among Us, care te-a găsit. Minus 2. Data trecută, mami Melissa și cu Mircea au zburat în cosmos cu extraterestru. Acum ce este rândul nostru? Noi nu vrem. Mă gândesc la o pedeapsă pentru voi. Cum vă puteți răscumpăra libertatea? Poate te ajută abonații. Îți scriu ei vreo idee. Spre exemplu, să-i dăm o cutie cu Super Zings. De data aceasta, nimeni nu pleacă nicăieri. Toți rămân pe planeta Pământ. Gata! Exact! Într-adevăr, cine va juca acest challenge mai departe? 10.000 de like-uri și noi îl continuăm. Nu știu cum voi, dar eu aștept următoarea rundă sub pat.